Maria Marinescu a părăsit sediul DIICOT vizibil afectată după cele 7 ore de audieri. Ce v-au întrebat? Maria Marinescu este martor în dosarul în care soțul său, Frank Colling, este cercetat pentru trafic de droguri. La audiere au participat și cei care instrumentează dosarul în Franța. Tot la DIICOT a fost audiat și proprietarul unei firme de turism, la care apelau creatoarea de modă și soțul ei. Bărbatul le-a spus anchetatorilor că Maria Marinescu cumpăra bilete pentru diversi parteneri de afaceri, iar la final cerea ca numele respective să fie șterse din baza de date. Nu a absolut nicio legătură, în afară de faptul că le emiteam bilete și lucram cu ei prin agenția mea de turism, în rest altă legătură nu. Nicio învinuire. Că este martor în dosar? Da, cu siguranță este martor. Dar v-au audiat și anchetatori francezi? Păi, cu siguranță au asistat și anchetatorii francezi și procurori francezi și judecători francezi și așa mai departe. Au pus ei întrebările, se traduceau? Nu mai eu au pus întrebările. Dacă a durat 6 ore audierea, vă puteți da seama. Soțul Mariei Marinescu a fost arestat în luna martie la Paris, în dosarul supranumit Omul cu cocaină. Atunci polițiștii din Franța au descoperit în Punta Cana, Republica Dominicană, 700 de kilograme de cocaină la bordul unui avion, care ar fi trebuit să ajungă pe coasta de Azur. Frank Colling a fost acuzat că ar fi coordonat întregul transport.